Excelența voastră, domnule ambasador Manuela Rocea, stimate domnule Ciprian Bucur, secretar al Senatului României, din partea doamnei Anca Dragu, președinta Senatului României, excelențele voastre, domnule ambasador, doamnelor și domnilor, stimați directori ai muzeelor naționale și muzeelor județene din țară și din București, stimați invitați, Buenos días a todo el mundo, excelencias, señor embajador de la Rocha, embajadores, invitados, directores del museo, doy la bienvenida. Stimate domnule George Șerban, avocat și colecționarul și proprietarul a ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi aici, o mică parte din colecția avocatului George Șerban, este o bucurie nespusă și o onoare totodată că iată cu prilejul Zilei Naționale a Spaniei. Quiero también saludar al señor George Șerban, que es abogado y también coleccionista, el propietario de las obras que se exponen hoy aquí. Es un honor para nosotros contar con su presencia hoy. Și cu prilejul împlinirii a 140 de ani de relații diplomatice Spania-România, să celebrăm aceste evenimente printr-o expoziție de artă, printr-o expoziție extraordinară dedicată artistului Goya, în acest an în care se sărbătoresc 275 de ani de la nașterea sa. Este un onor, în acest an aniversariu, se celebră 140 ani de relații diplomatice între România și Spania și también celebrăm 275 ani desde el nacimiento de Goya y por eso estamos hoy aquí y celebramos también la Fiesta Nacional de España. Anul acesta și în România, așa cum s-a întâmplat de la New York la Prado, așa cum s-a întâmplat de la Budapesta la Boston, artistul spaniol Goya a fost sărbătorit cu prilejul, așa cum spuneam, a 275 de ani de la naștere, iar în România, printr-un fapt inedit, o colecție privată, o entitate culturală cu organigramă extraordinară, Șerban și Chituță, am inițiat această expoziție care a fost deschisă în luna martie la Muzeul Municipal Regina Maria din Iași. Doamna director este prezentă aici. En todo el mundo celebramos a Goya el 275 aniversario desde su nacimiento y desde Nueva York a París, desde Budapest a Estambul y tenemos la oportunidad de celebrarlo también aquí en Rumanía gracias al señor Șerban y conmigo, el señor Pituzzo. Organizamos esta muestra dedicada a Goya, primero estrenada en el Museo de Ina María de Iași y la señora directora está aquí presente. Așadar, iată, în România celebrăm artistul Goya printr-o expoziție dintr-o colecție privată. Dacă la celelalte muzee din lume, din colecțiile muzeelor au fost scoase lucrări, de data aceasta, iată, în România, premiera este faptul că dintr-o colecție privată avem această expoziție aici, la dumneavoastră, la Senatul României, după ce a fost organizată la Iași și apoi la Bistrița. En los demás países se han sacado obras de Goya de distintos museos, pero aquí en România celebramos este aniversario con una colección privada, colección que, tal como decía antes, se ha estrenado en Iași y ahora la trajimos aquí a Bucarest, en este Palacio del Senado. Până acum, expoziția Goya, atât la Iași cât și la Bistrița, a fost vizitată de mai bine de 30.000 de oameni. Au fost tipărite mai bine de 500 de cataloge Goya în ediție bilingvă română-engleză. Au fost câteva mii de pliante distribuite în România, făcute videoclipuri. Dosarul de presă este consistent. Așadar, și noi în România ne-am alăturat instituțiilor culturale din întreaga lume și l-am sărbătorit pe artistul spaniol Goya. En Rumanía, en Iași y en Bistrița Năsăud, más de 30.000 personas han podido admirar las obras de esta colección privada. Se han publicado varios catálogos, se han publicado folletos con presentación de Goya y de sus obras. Así que nosotros nos unimos a esta fiesta internacional que se celebra a Goya y lo hacemos también aquí en Rumanía. După expoziția de la Iași, la invitația domnului excelenței sale, domnului ambasador Manuel La Rocea, în vizita pe care am efectuat împreună cu George Șerban, s-a arătat entuziast și impresionant de ceea ce se poate face în România și atunci s-au început demersurile pentru organizarea acestei expoziții cu prilejul Zilei Naționale a Spaniei și iată-ne aici,
la mulți ani de Ziua Națională a Spaniei. Después de estrenar esta muestra en IAS, hemos mantenido una reunión con su excelente el embajador de España en Rumanía, el señor La Rocha. Tanto el señor Serván como yo estuvimos en la embajada, le presentamos el proyecto y el embajador se mostró encantado con lo que se puede hacer en Rumanía y estuvo de acuerdo en organizar esta muestra aquí con motivo de la Fiesta Nacional de España. Și ar trebui să sparg un pic tiparele unui discurs și să mulțumesc celor care au contribuit la această expoziție și, în primul rând, colecționarului George Șerban pentru această expoziție pusă în mod gratuit la dispoziția senatorilor, parlamentarilor, vizitatorilor, angajaților care lucrează aici, Senatului României, Ambasadei Spaniei în România și câtorva societăți private care susțin munca noastră pe care o realizăm în România și în afara țării și aș dori să menționez firma Dinamica Impex, să menționez Hotel Ramada din Sibiu, Gorgona Design, Cramele Gel la amprenta Transilvania și Hotel Ramada din Sibiu. Mă bucur că ați răspuns invitației de a fi prezent astăzi la acest eveniment, un eveniment important din mai multe puncte de vedere. Muchísimas gracias. Quiero empezar dando las gracias a los embajadores, a los invitados, a los que están presentes hoy aquí, por haber respondido favorablemente a esta invitación. Astăzi Spania sărbătorește Ziua Națională. În acest an, aniversându-se 529 de ani de la momentul în care Cristofor Columb a descoperit ceea ce avea să poarte mai târziu numele de America. Hoy celebramos la Fiesta Nacional de España, 529 años después de que Cristóbal Colombo ha descubierto lo que más tarde iba a llevar el nombre de Américas. Un moment istoric, ceea ce a declanșat întâlnirea două lumi, Europa și America. Es un momento histórico que ha unido los mundos, Europa y América. Un moment istoric important care a marcat irreversibil istoria umanității. Un momento histórico que ha marcado irreversiblemente la historia de la humanidad. Totodată, în acest an, aniversăm 140 de ani de relații diplomatice dintre România și Spania. También este año celebramos 140 años de relaciones desde el establecimiento de las primeras relaciones diplomáticas entre România y España. Două țări, două națiuni prietene care împărtășesc nu doar origini latine comune, dar și un personaj istoric comun în persoana împăratului Traian, născut pe teritoriul iberic, care a reprezentat o figură cheie în geneza poporului român. Celebramos no solo las raíces comunes latinas, sino también al emperador Traján, nacido en Iberia, quien ha desempeñado un papel sumamente importante en la creación del pueblo romano. Două țări care sunt profund legate printr-un parteneriat strategic și prin aderența la aceleași valori și obiective comune, precum apartenența la Uniunea Europeană și NATO. Dos naciones amigas que también van unidas por valores comunes, por la pertenencia a las estructuras de la Unión Europea y la OTAN. Două țări care sunt legate și din punct de vedere uman foarte mult, Spania găzduind cea mai mare comunitate românească din diaspora. Pero hay también vínculos humanos muy fuertes porque España alberga una de las más importantes comunidades rumanas que viven en el exterior. Acest eveniment face parte de asemenea dintr-un proiect mai amplu, găzduit și inițiat de Senatul României și de președintele Senatului României, de a deschide cât mai mult această instituție publicului larg. Este aconteciment forma parte de una serie mai amplă de acontecimente de una inițiativă de la președintele Senatului România, quien se propuso abrir las puertas del Senado al público. Și ce mijloc mai important de a marca atât relația deosebită de prietenie dintre cele două state, cât și dorința de a deschide cât mai mult această instituție către public, poate fi altul decât arta. El arte es el mejor medio para primero abrir las puertas del Senado al público y también para marcar la relación de amistad entre España y Rumanía. Pentru că arta creează punți indestructibile între oameni și între instituții deopotrivă. El arte construye puentes indestructibles entre la gente. Aș vrea să aduc sincere mulțumiri în organizarea acestui eveniment, în mod deosebit colecționarului George Șerban, proprietarul acestor lucrări, cât și domnului Alexandru Chituță, curatorul expoziției.
También quiero agradecer de modo especial al señor George Servan, que es el propietario de estas obras, pero también al señor Alexandru Pituță, que es el comisario de esta muestra. Sper și îmi doresc ca vernisajul de gravuri semnate Francesco de Goya, acest artist excepțional și vizionar, exponent marcant al romantismului și al curentului rococo din secolele 18-19. Deseo de todo mi corazón que este representante importante de la corriente modernista y rococó de los siglos XVIII y XIX să unească și mai mult și să întregească și să contureze legăturile dintre cele două țări spre binele cetățenilor din ambele state. Una a un mas a los ciudadanos de ambos países para el bien de ambas sociedades. Feliz cumpleaños, España. Mulțumesc. Quiero en primer lugar darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en la inauguración de esta exposición de Goya. En un día tan señalado para España y para los españoles como el 12 de octubre, nuestra fiesta nacional. Buenos días a todos. Gracias por ser prima por el futuro. Voy a decir por descuento. Muchísimas gracias a todos los celos que se afla hasta de ella y están alrededor de nosotros en esta día de 12 de octubre. Es un día muy importante para nosotros. En segundo lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la presidenta del Senado, señora Encadragu, al señor Serván y a todo su equipo, incluido el comisario de la exposición, que han hecho posible que esta excelente muestra pueda ser exhibida en este excelente palacio del Senado. Vreau să mulțumesc în mod deosebit președintei Senatului, doamnei Encadragu, de asemenea domnului Serván și procuratorului acestei Me complace de forma particular que esta exposición coincida en el tiempo con otra espléndida muestra que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid sobre tesoros arqueológicos de Rumanía, las raíces dacias y romanas. Îmi face o deosebită plăcere faptul că această expoziție are loc astăzi la București, în paralel cu o expoziție care este găzduită de Muzeul Arheologic din Madrid, o expoziție despre dezaure arheologice românești, rădăcini dacice și romane. Son en definitiva dos muestras artísticas que reflejan y ponen de relieve la cercanía entre España y Rumanía en un año tan particular como este, cuando se cumplen 140 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Permítanme que haga una brevísima reflexión sobre esta exposición que hoy inauguramos aquí en el Senado de Rumanía. Cuando vine a Rumanía hace ya 3 años, la verdad es que nunca imaginé que tendría la oportunidad de participar en un acto como este, inaugurando una exposición sobre un pintor tan español como Goya y en un edificio tan emblemático como este palacio. Când am venit în România, în urmă cu 3 ani, nu m-am gândit nicio clipă că voi avea ocazia să particip la inaugurarea unei expoziții despre un pictor atât de spaniol, precum Francisco de Goya, într-o clădire emblematică, așa cum este Palatul Senatului. Lo que nunca imaginé está teniendo lugar hoy, gracias a la filantropía del señor Serván, notable coleccionista de arte, y a la hospitalidad de la presidenta del Senado, Encadragu. Ceea ce nu-mi imaginam atunci, iată că are loc astăzi, prin bunăvoința domnului Serván și prin ospitalitatea președintei Senatului României, doamna Encadragu. Aparte del talento reconocido artístico de Goya como pintor, Goya fue un importante cronista de su época y en sus grabados y pinturas podemos hacer un recorrido acerca de la realidad de aquella España en transición entre los siglos XVIII y XIX, una España llena de contrastes,
y en la que Goya, sin duda alguna, fue un adelantado de su tiempo. În afară de faptul că Goya este recunoscut pentru talentul său ca pictor, a fost și un important cronicar al epocii sale și gravurile și picturile ne apropie de realitatea din Spania a celor vremi, o tranziție între secolele 18 și 19, o Spanie plină de contraste, în plin proces de transformare, în ceea ce privește obiceiurile politice, economice și sociale. Goya, como digo, fue un adelantado de su tiempo y con eso quiero decir que fue un ciudadano con una visión comprometida y crítica de la realidad y de la relación que en una democracia debe existir siempre entre el poder legítimamente constituido y la sociedad en su conjunto. Quizás por ello no fue siempre bien comprendido en su tiempo. Spun că a fost un vizionar pentru că a fost un cetățean cu o viziune critică asupra realității și în relația în care democrația trebuie să existe între puterea legitim construită și societatea în ansamblul său. Poate că din acest motiv nu a fost bine înțeles în vremea sa. Para mí, hoy, 275 años después del nacimiento de Goya, es un honor rendirle homenaje con esta exposición en Bucarest, exposición que además coincide con otro feliz aniversario que antes mencionaba, 140 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Reino de España y Rumanía. Pentru mine este un omagiu, este o onoare să aduc acest omagiu lui Goya la 275 de ani de la nașterea sa prin această expoziție de la București, care în plus coincide cu o altă aniversare la care m-am referit puțin mai devreme și anume 140 de ani de la stabilirea primelor contacte diplomatice dintre România și Spania. Por último, quiero agradecer una vez más a todos los que han contribuido para hacer posible que hoy parte de la obra de Francisco de Goya pueda ser admirada y disfrutada por el gran público de esta noble ciudad de Bucarest. Muchas gracias. Și în încheiere vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au făcut posibilă deschiderea acestei expoziții aici la București, expoziție dedicată lui Goya, care să poată fi admirată de publicul acestui oraș minunat București. Mulțumesc! Amabilitatea și deschiderea domnului avocat George Șerban, care a ales să aibă o nobilă misie, aceea de a face posibil, prin intermediul lucrărilor din colecția sa personală, cunoașterea și admirarea totodată a operelor marilor artiști ai lumii. Quiero agradecer al señor Serván que con mucha amabilidad ha puesto a disposición del público esta muestra que contribuye a que el gran público conozca mejor grandes artistas del mundo. Acest gest al domniei sale, împreună cu domnul Alexandru Chituță, a făcut ca în primăvara acestui an să aibă loc la Iași vernisajul expoziției Goya 275 de ani de la naștere. Gracias al trabajo y a la amabilidad del señor Serván, junto con la amabilidad del comisario de esta muestra, el señor Pituzza, se ha estrenado en la primavera pasada en IAS esta muestra dedicada a Francisco de Goya. Bucuria organizării acestei expoziții se datorează și faptului că Ambasada Spaniei, prin amabilitatea domnului ambasador, a ales să ne fie partener. Me complace mucho decirles que esta muestra también fue posible gracias a que Su Excelencia el Embajador de España estuvo de acuerdo en apoyarnos en este proceso. Eșenii, și nu numai, au vizitat această expoziție într-un număr destul de mare. Pentru mulți dintre ei, domnule avocat Șerban, domnule ambasador, a însemnat realizarea unui vis, acela de a putea să vadă pe viu
o parte din operele lui Goya, fapt pentru care mă fac mesagerul lor și vă mulțumesc în mod deosebit. Mucha gente de jazz, pero no únicamente de jazz, ha podido admirar estos cuadros de Goya gracias al señor Serván, al señor Quintuza y al señor embajador. Y por eso yo ahora me convierto en su mensajero, diciéndoles que muchos de ellos pudieron cumplir un sueño al poder admirar estas obras originales de Francisco de Goya. Și pentru că această expoziție s-a deschis, spunem noi, în mod nu întâmplător, la Iași, oraș numit de regele Carol I, capitala culturală a României. Esta muestra se ha inaugurado en Iași. Yo no creo que sea una casualidad, el rey de România decía que es la capital cultural de nuestro país. Vă rog să-mi permiteți să transmit cuvântul domnului primar Mihai Chirica, adresat excelenței sale domnului Manuel La Rocha Parada. Ahora le voy a pedir que me permitan transmitir el mensaje del alcalde de la ciudad de Iași, el señor Chirica, un mensaje para su excelencia el embajador de España, el señor La Rocha Parada. Excelența voastră, am deosebita bucurie de a vă adresa în numele locuitorilor municipiului Iași și al meu personal cele mai alese felicitări și urări de prosperitate, pace și succes dumneavoastră și poporului spaniol cu ocazia sărbătorii naționale a Regatului Spaniei. Tuturor, doamna președinte, dragă, vă mulțumesc că este o onoare pentru noi. Bună ziua a todos, señora presidenta, încă dragă, le agradezco muchísimo el habernos recibido aquí, es un honor para todos nosotros. Excelența voastră, domnule ambasador Manuel La Rocha, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost inspirat și ne-ați adus aici. Cum ne-am înțeles în mai la dumneavoastră, la ambasadă, asta am făcut. Mă bucur foarte tare că Goya este aici acum. Chiar sunt fericit pentru această... Excelencia, embajador La Rocha, le agradezco muchísimo que nos ha brindado su apoyo y tal como hablamos el pasado mes de mayo, las cosas se dieron exactamente como hablamos y mira que hoy estrenamos aquí esta muestra de Goya en el Senado de Rumanía. Această expoziție va continua și în 2022 la alte muzee pentru că e solicitată. Vom reconfigura tema că nu o să mai fie 275 de ani, dar vom avea Goya în România. Esta muestra se va a estrenar también a lo largo del próximo año en otras ciudades, va a continuar este viaje, vamos a cambiar el tema, no se va a llamar 275 años desde el nacimiento de Goya, pero se va a llamar Goya en Rumanía porque parece que goza de mucho interés. Pe scurt să vă spun ce avem aici. În primul rând sunt cele mai importante trei serii de gravuri Goya. Avem... Aquí tenemos tres de las más importantes series de grabados de Goya. Capriciile sunt realizate în 1799 și avem aici 32 de lucrări. Los caprichos fueron realizados en 1799 y tenemos aquí... Și pentru că sunt colecționar și trebuie să știți cam ce înseamnă asta, ediția originală Goya din 1799 s-a vândut cu 1,4 milioane de dolari. Quiero subrayar el hecho de que la edición original de los grabados de Goya de 1799. Aici avem diverse ediții. Aici avem diverse ediții, începând de la prima ediție până la la începutul secolului 20. Aquí tenemos varias ediciones desde la primera edición hasta principios del siglo XX. Desigur, mai sunt și la mine în mape. Avem a doua mare temă, Tauromachia, care a fost realizată în 1816. Le avem aici în spate, am pus 22 de bucăți, nu avem, n-am avut mai multe panouri. Este poziția lui Goya despre arta toreadorilor din Spania, de la începutul, din antichitate până la zi. Extraordinară pentru iubitorii de taur, trebuie să fie ceva de coride, trebuie să fie ceva fabulos. La parte de atrás hemos colocado 22 obras de la colección del tema Tauromaquia, que va dedicada a los que aman este tema.
Și această primă ediție realizată de Goya s-a vândut cu 1,9 milioane de dolari. Esta edición también se vendió a 1,9 millones de dólares. Am aici un prieten din Franța, a venit special pentru expoziție, cu care încercăm să cumpărăm și noi ediția asta. N-am reușit până acum. România nu are, decât parțial la Muzeul de Artă și probabil la Academia Română, dar nu total. Tengo aquí a un invitado especial de Francia que ha venido especialmente para ver esta exposición. Junto con él hemos intentado altfel, comprar parte de esta colección y quiero subrayar que algunos cuadros de la colección se encuentran en la Academia Rumana y en el Museo de las Artes, pero no toda. De altfel, tauromagia nu a fost expusă niciodată în România. De hecho, tauromagia nunca s-a expuesto en Rumanía hasta ahora. Iar pentru asta o să o expunem noi să fie cunoscută. Y por eso nosotros queremos exponer este cuadro para que el público conozca también el tema. Mai avem Dezastrele Războiului, a treia serie, a treia mare serie, celebră de altfel, care a fost realizată în 1810, dar s-a publicat mult mai târziu, că era Napoleon acolo cu armata, și este opinia, poziția lui Goya față de războiul francez purtat de Napoleon în Spania. Orori, tot ce o să vedeți pe aici, sunt unele lucrări pe care pur și simplu n-am vrut să le cumpăr, n-am putut să le cumpăr. También tenemos el tercer tema dedicado a los desastres de la guerra, publicada en 1810, realizada en 1810, pero publicada mucho más tarde. Aquí podéis ver en la parte derecha algunos de estos cuadros. No son todos porque representan la opinión de Goya acerca de la guerra, que son elementos tan crueles que pura y simplemente no he podido comprar algunos cuadros. Aici, în dreapta, avem celebra gravură Goya, Somnul Rațiunii Naște Monștri, placa 43, care probabil trebuie văzută mai des. Deja este un mesaj pe care noi îl avem de sute de ani, de 200 de ani, în legătură cu această piesă. În la poziție numărul 43, puteți admira el grabado titulat El sueño de la razón nace monstruos. În continuare avem două lucrări Rembrandt, pentru că Goya s-a raportat la Velázquez și la Rembrandt ca și înaintașii lui, să spunem așa. Avem două lucrări acolo. Tenemos en la parte izquierda dos trabajos de Rembrandt. Desigur, mai avem tot în prima vitrină, avem Macea îmbrăcată și dezbrăcată, celebrele lucrări care sunt la Prado în mod original. Noi aici avem gravuri. En el primer escaparate tenemos imágenes de la Macha desnuda y vestida que se encuentra normalmente en el Museo del Prado. Nosotros aquí tenemos grabados. Și în sfârșit avem o gravură realizată de maestrul profesor Stoiciu, care a plecat, pentru care la Muzeul Literaturii la ora 14 are expoziție. Această gravură a realizat-o pentru noi, la cererea noastră, mai multe exemplare și noi am donat-o muzeelor, la primarilor și acum o donăm, disinsă doamnă Dragu și dumneavoastră.